Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu față de lipsa echipamentelor necesare învățământului online. S-a constatat că la nivelul județului Iași, 30.083 de elevi nu au acces la un dispozitiv digital și internet. De asemenea, în județul Vaslui, 14.530 de elevi nu au acces la aceste facilități. Pentru soluționarea problemelor, Avocatul poporului a solicitat inspectoratelor școlare o listă cu echipamentele necesare școlarilor. Afara tabletelor sau telefoanelor mobile pentru cursuri online, mii de elevi nu au acces în acest moment la o rețea de internet. Urmarea unui articol apărut în mass media pe problematica învățământului online și a lipsei dispozitivelor al accesului la internet pentru elevii din mediul rural de pe raza județului Iași și Vaslui, instituția Avocatul Poporului, Biroul Teritorial Iași, s-a sesizat din oficiu și a efectuat demersuri pe lângă cele două inspectorate școlare din județele arondate. S-au făcut demersuri la nivel guvernamental în vederea achiziționării de dispozitive și cartele cu internet, însă echipamentele digitale distribuite până în prezent nu acoperă necesitățile. În acest moment, în anumite zone din Iași și Vaslui, se mai lucrează prin metoda fișelor de lucru printate. La nivelul județului Iași, dintr-un număr total de 137.725 de elevi din mediul preuniversitar, 15.561 de elevi nu aveau acces la un dispozitiv digital, iar 14.521 aveau acces la internet. La nivelul județului Vaslui, dintr-un număr total de 50.228 de elevi din mediul preuniversitar, 7.478 de elevi nu au acces la internet, iar 7.052 nu au acces la un dispozitiv digital.